De altă parte, acum trecem din nou la situația extrem de tensionată din Tulcea despre care am vorbit ieri. De data asta ne-am luat și întăriri. A venit prietenul nostru Radu Leca după o neașteptată și necalculată absență. Nu ne-am mai văzut de multă vreme în emisiune, dar recuperăm astăzi. Îi mulțumim că a venit în grabă către noi. Pe de altă parte, acum îl avem alături de noi și intră în scenă unchiul Mihai, pe care l-ați auzit ieri, pentru că unchiul este o, cum să vă spun, o oglindă, după cum a spus domnul, destul de obiectivă a situației, pentru că acolo, după cum observ, toată lumea are o parte de vină, nu? Exact. La microfon. Da, mă numesc Constantin Mihai, sunt unchiul celor 5 nepoți, adică 2 nepoți și 3 nepoate, și sunt fratele lui Constantin Ion, care ați vorbit și cu... Cu care am vorbit. Prin urmare, astăzi o să vorbim, deci e vorba despre faptul că o mamă, mama tuturor copiilor, despărțită de domnul Ion de la un anumit moment, a murit. O parte din familie, și anume o soră Constanța, spune că ceilalți frați au omorât-o pe mamă. Cum vi se pare treaba asta? Exagerare? Nu e exagerare, dar nu toți sunt în aceeași oală băgați. Adică, din cei 4 frați, în afară de Constantin Constanța, da? Constantin Nicolae și cu Constantin Ileana, care se află în Ciucurova, la 600-700 de metri de casa părintească, ea este principala care a participat la moartea... Păi cum a participat șeful? Că trebuie să aveți dovezi pentru că, adică cum a participat? Păi ce i-a făcut săracii doi femei? Păi stai să vă spun ce, doamne, Silvia. Ce s-a întâmplat. Vecinii de acolo mi-au spus, zice, să vezi cum a bătut-o Ileana pe măsa, în stradă, a tras-o de păr, a trăit-o pe șanț. A băgat-o în casă, a legat-o de mâini și de picioare, și când a venit fisul al lui Constantin Ileana, nepotul lui Constantin Silvia, a găsit-o în casă legată. El a dezlegat-o și i-a dat drumul și... Doamnelor și domnilor, după pauză intră cei care sunt acuzați. Radu o să încerce să facă puțină lumină în această poveste și vom afla și despre o bătaie ca în 7 păcate între 2 surori. Am văzut și o filmare în care s-a dat nenica. După pauză vorbim. Scandalul de proporții în familia din Ciucurova continuă cu incredibile acuzații de violență, dezvăluiri senzaționale, certificate medico-legale, amenințări, în doar câteva momente, doar la Exclusiv VIP. Doamnelor și domnilor, împreună cu psihologul Radu Leca și cu domnul Mihai Constantin, alături de noi se află, de data asta poate se mai mișcă imaginea că el se blocase, doamna Constanța Constantin, și o să vorbim cu toți cei implicați, pentru că domnul Mihai Constantin este aici ca să povestească secvențele de o agresivitate extremă desfășurate în această familie. Avem o depoziție scrisă, sper să fie reală, din partea doamnei regretatei mame a acestor 5 copii, Silvia Miron, din comuna Ciucurova, o declarație olografă din 26 septembrie 2018, în care spune că unul dintre frați, Nicolae Constantin, a venit cu rezidența în aceeași localitate, dar plecat în Italia, a venit acasă, acolo era Constanța, înțeleg, da? Zic corect? Bună ziua! Și v-a luat la bătaie! Da. Bună ziua, scuze, da, eu eram, da, venisem din Italia. Da, omul a intrat în casă și din senin a luat-o la bătaie pe Constanța Constantin, mama fiind martora faptului că Nicolae Constantin o strângea de gât, fata strigând, mamă, vino repede că mă omoară, că banditul ăsta mă omoară. Am intrat în casă, am văzut cum fiul meu, citez, o surgumat de gât pe fată, dați aia cu violența în familie, cu mesajul ăla că e groasă aici,
dragă regie. El a văzut că am intrat și i-a dat drumul înapoi, ieșind afară. Atunci când am intrat, am văzut că fiul meu, mă rog, o trântise în pat și sunt mai multe secvențe, suit cu genunchiul pe ea. Este ceva teribil aici ce scrie. Până la urmă însă s-a ridicat fiul, scrie aici, când și-a dat seama că e mama, a sărit din nou. Constanța Constantin a dat cu un spray și Nicolae Constantin a fugit în vecin. După aceea se relatează în această mărturie că mai vine cu mai mulți, cu Ileana Constantin, sora ei, și cu alte nume, Niculina Berneanu, Neluțu Truță și nu mai știu care, Gabriel Berneanu, și îl pun pe Gabi să-l omoare și se va întoarce în coșug, dar mă rog, ei și așa mai departe. Bun. Prin urmare, există oameni care ajută pe doamna și ceilalți o ajutau pe doamna, Dumnezeu să o ierte, și îi așteptăm și pe ceilalți frați să intre alături de noi. Domnul Mihai Constantin aici aflat alături de noi în calitate de unchi și frate al domnului Ion Constantin, tatăl celor 5 copii și care este în legătură telefonică cu noi, spune adevărul, spune domnia sa fiind imparțial. Cum e, domnule? De ce se bat oamenii ăștia în halul ăsta? Eu sunt un martor neutru. Nu țin nici cu fratele meu, nici cu nepoatele, nici cu nepoții. Așa. Eu spun ceea ce știu, și, adică ce am văzut, așa, nu din auzite, ceea ce știu eu. Așa. Eu, când plecam din București, treceam prin fața porții la acumulat, că nu puteam să o las acolo, să nu dau pe la ea. Cu toate că ei s-au despărțit. După ce s-au despărțit, i-am spus cum n-a. Adică Silvia, mama, și cu Ion, și tatăl celor 5 copii. Așa. Și i-am spus, măi, Silvia, dacă vrei să mai trec pe la tine, eu trec, dacă nu, nu mai trec. Închizi poarta și la revedere. Nu mi-a zis, ce treci când vrei, că la tine, pentru tine poarta e deschisă. Așa. Și? De două ori am găsit-o, fără bani, fără mâncare, fără pâine. Deci m-am dus în Ciucurova, am cumpărat eu mâncare și pâine, am venit și am lăsat și bani. Și mi-a zis că ia niște medicamente. Eu nu știu, acum nu mă pricep în medicamente, dar a zis că Constantin Ileana, cea din Ciucurova, care stă la 600-700 metri casa de distanță de casa părintească, venea mereu și o forța să ia aceste medicamente, supraveghindu-o, nu cumva să nu le ia. Așa. Aceste medicamente fiind neprescrise în rețeta pe care o avea Silvia de la medic. Da. Și Constanța a sesizat că a luat-o pe maică sa la urmă în Italia și a făcut acolo niște analize, iar medicamentele au spus că nu știu ce rol au, dar nu trebuia să îi le dea, pentru că nu. Și zice, n-am cum să o refuz, dar zice, eu le bag sub limbă și după aia iau o gură de apă, mă întorc ca să nu mă vadă ea și aia și scot și o arunc afară. Dar bătrână ajunsese expertă în disimula. Avem de-a face cu o violență în interiorul familiei care trebuie să aibă cel puțin o sursă. Cu respect, permiteți-mi să mă adresez. Da? Vă voi adresa o întrebare simplă. De unde atâta furie în această familie? Care este motorul ce a generat această furie la care oamenii aceștia au răspuns fiecare altfel? Vă rog, cu respect. Da. Deci, în afară de Constantin Marian, care îl exclud, numai Constantin Nicolae... Care nu se bagă în discuția asta deloc. Da. Un frate nu se bagă deloc. Un nepot ăsta, n-am întrebat cu el. Ceilalți patru. Constantin Constanța, având cea mai mare grijă de maică sa, că venea de 2-3 ori pe an și i-a ducea de mâncare, i-a cumpărat ladă frigorifică, televizor, aragaz, mă rog, toate Doamne lucrurile pe acolo. Avea nevoie. Și lada frigorifică o lăsa plină, ea, când pleca, Constantin Ileana din Ciucurova, de acolo s-a aproviționat. Da. Și ea adică zis... și sora mânca din ce lăsa, da, din ce lăsa sora. Auziți? Am o întrebare, doamna Constanța, dar noi am primit de la sora dumneavoastră niște imagini în care tatăl era în curte acolo, doamna Ileana filma, era o discuție, dumneavoastră intrați în casă, sora vă spune, nu intra în casă că am făcut curat, dumneavoastră spuneți, da, da, și eu când am făcut curat, voi ați murdărit, după care se vede că dumneavoastră șbang, i-ați dat una surorii, scade telefonul și s-au niște urlete, nu se poate da la televizor.
Nu e adevărat. Eu am vrut să intru și ea mi-a dat cu pumn. Deci ea a întins mâna să-mi dea cu pumnul. Eu aveam decât un spray în mână și vroiam să-i dau în ochi. La care ea mi-a dat peste mână, mi-a căzut spray-ul jos și ea a luat acel spray și m-a dat pe mine peste tot cu spray-ul ăla, până când l-a golit, care după aceea m-a tras de păr în fața ușii și m-a bătut în fața ușii. În față, că ea nu mai suporta spray-ul ăla. Eu am hainele încă aici lângă mine, să știți. Le-am aici pline de spray, așa au rămas cum ea m-a dat pe mine și pe care judecătorul Șurculescu Florin nu mi-a aprobat nicio probă de-a mea. Nu a vrut și nu m-a lăsat să vorbesc nici pe mine, nici pe doamna avocat. Nu ne-a lăsat, mi-a rupt lanțul de la gât, mi-a rupt hainele după mine, mi-a rupt inelele, mi-a rupt cercelul, că nici nu-l mai găsesc. Adică unde stă dreptatea? Adică ce filmare are ea? Că ea, de fapt, mi-a dat cu pumnul, la care când a venit poliția, eu aveam sânge la nas, pe care eu nici nu-l văzusem sângele la nas, și ea a zis la poliție, uitați-o, ea și-a dat singură cu pumnul, care eu nici nu văzusem că aveam sânge la nas. Cum și-a dat, doamnă, singură cu pumnul, așa? Ca în filme, ca în Fight Club. Ce păcat că nu poți difuza. Da, dar vă jur că eu nici nu știam, eu n-am văzut. Ea mi-a zis, m-am dus și m-am uitat, într-adevăr aveam sânge. Dar ea a zis la poliție, uitați-o, s-a dat singură la nas cu, adică și-a dat singură cu pumnul. E că ea nu m-a bătut ca și când. Și a avut un martor mincinos, Ioana Ciolmec, pe căruia eu i-am făcut plângere penală ca martor mincinos, care a mințit că eu am bătut-o pe ea, care nu e adevărat. Nu este adevărat, ea m-a bătut. Eu n-am vrut să mă descalț pentru că poate în casă ea l-avea pe concubinul ei și poate că mă luau la bătaie. Trebuia, adică vreau să zic că eu nu stăteam să-mi caut papucii sau ce să fac. Că oricum înapoi nu mai puteam să intru. Eram bătută ormai în fiecare zi. Dacă eu mă duceam acolo în fiecare zi, eram bătută în fiecare zi. Dar veneam o dată pe an sau când veneam și ei mă băteau, mă goneau. Iar când trăia mama, mă băteau și mă goneau în fiecare dată. Veneam în România. Bine, mă băteau de fiecare. Stop un pic. Unchiu, ce ziceți? Da, este adevărat ceea ce spune. Iar faptul în care a început scandalul ăsta, Miron Silvia i-a spus că va trece casa pe numele lui Constantin Constanța, pentru că ea a avut cea mai mare grijă. Era și un teren. Și de acolo au început problemele. Era și un teren, dar un teren care tatăl, conform unui act pe care l-am primit la vândut acestei surori, sora respectivă spunea, nu e adevărat în filmarea asta, conform legii nu știu care, nu ai tu terenul. Toate s-au întors înapoi la mamă. Dar n-am văzut un act prin care cei doi frațieri nu mi-au furnizat niciun act când au intrat în legătură cu noi. Un singur lucru vreau să îl întreb pe Ion Constantin, fratele lui domnul Mihai și tatăl copiilor care este în legătură telefonică cu noi pentru un minut. Domne, cum a fost cu bătaia aia, domnul Ion? Să înțelegem și noi. Da, domnul, a fost cu bătaia. Eu m-am dus cu tanța ca să o apăr. Până la urmă era să iau și eu bătaia de la ea. A trântit-o jos pe balcon acolo și au lovit-o cu pumnul și cu așa, o chinuia acolo sub ea, nu putea să iasă. Și tanța, într-un timp, nu putea să iasă și a spus că ajută-mă. Eu am început să trag de ea, dar nu puteam. Până la urmă, am tras de un halat, o bluză din aia, am tras de bluza aia, ea s-a împiedicat și a căzut cu curul acolo, pe treapta aia. Da. Și după aceea, ce să fac? Ea vinea spre mine, eu eram agățat de bolta aia, stăteam și eu acolo, că nu puteam. N-am putere eu să fac să mă duc să mă bat. Și surorile când s-au bătut, dumneavoastră ce ați văzut? Dar până la urmă a sărit la mine să dădea jos de pe scări, că să-mi dea în cap. Tanța a ieșit în fața ei și a oprit-o. Da. Asta a fost toată. Și aia filma acolo ce filma o Ileana. Cum a spus ei. Deci ea, dumneavoastră spuneți că Ileana din Flori, da? Stați un pic că a intrat fata dumneavoastră în priză. Ziceți. Ce să vă zic, că eram să iau și eu bătaie. Pentru toată bătaia, așa a fost. Să vă zic că toată bătaia, eu filmat bătaia. Da. Să mai repet o dată, că nu s-a auzit în interior. Da, ce spuneți, mai ziceți o dată. Eu? Nu, Constanța, spuneți, doamnă. Am zis că Ioana Ciolmec era cu telefonul în mână, filma bătaia. Era acolo în fața noastră, deci să arate toată filmarea. Vreau să arate toată filmarea, că eu am fost bătută. De ce nu arată tot? Am înțeles.
Da. Pe ei erau tot pregătiți, înțelegeți? Ei veneau, da. Ei știau ce pot să facă. Erau pregătiți tot timpul. Se băteau tot timpul? Tot timpul se băteau, așa? Se băteau tot timpul. Da, păi de câte ori venea ea după moartea lui maică-sa, ei, nu știu, îi punea mereu interdicție că n-are ce căuta acolo. Iar lui Constantin Ileana o punea în gardă, nu știu cum, adică protecție. Și ei îi punea interdicție că n-are ce căuta acolo. Adică cum, nu-i casa la toți? Că nu s-a stabilit, că nu s-a împărțit, nu nimica. Avem de-a face cu o violență în interiorul familiei extinse, repetate. Din toate părțile, e o nebunie aici. Toată lumea se bate cu toată lumea. Dacă n-a zis maică-sa că-i face, că-i face act pe casă lui Constantin Constanța, atunci ei ce s-au gândit, cum să facă să scape repede de ea ca să nu mai fie, ca să... Banii, proprietățile mobile și imobile. Un teren cu totul de 8500 de metri pătrați. Sunt elementele sursă care stau la baza acestor tipuri de scandaluri. Acum n-am înțeles. Dumneavoastră mi-a spus așa din aur când vorbea fratele dumneavoastră și doamna din, de pe conexiunea din online. Cine a căzut și s-a lovit? Că acolo am rămas eu. Cine a căzut și s-a lovit? Sau s-a lovit în cădere? În cădere s-a lovit sora ei, Constantin Ileana. Aha. Și ea s-a dus și a spus că Constantin Constanța a bătut-o. Dar ea n-a putut. Când a dat cu dosul de ce s-a spus mai devreme. Și la urmă, dacă a doborât-o pe Constantin Constanța, ea a chemat în ajutor pe tatăl, că nu mai putea. Că de-aia s-a dus frate meu. În vârstă de tatăl. Tatăl în vârstă de 83 de ani actualmente. Care l-ați auzit mai devreme. Indiferent de vârstă, oamenii se lovesc, se luptă și avem de-a face nu cu o luptă pe putere, ci cu o luptă pe proprietate. Da. Închideți puțin cu domnul Ion, că înțeleg că bătăile mai trebuie detaliate. Mai avem o prietenă pe nume Nela. Cine-i Nela? Eu sunt. Așa, să rămână doamna Nela. Bună prietenă ziua. De familie. Ia spuneți, doamnă, unde e adevărul în povestea asta? De ce să bat oamenii ăștia? Adică, că am înțeles de ce să bat, că e avere. Deci, dar chiar așa se bat, unde e adevărul? Eu o cunosc și pe Tanța și pe Daniela. Nu știu chiar sigur despre ce se bat ele, chiar nu știu și nu mă bag, dar totuși am intrat ca să spun că am cunoscut-o pe mama lor și că mama lor a fost bolnavă înainte de a-și da ei seama. Nu știu acum ce... Dinainte boala a existat. Da. Da, pentru că înainte de a pleca ei în Italia, ele în Italia, deci boala lui mama lor de Alzheimer, ceva de genul, a fost... Alzheimer. Nimeni nu și-a dat seama, chiar nici mama ei. Pentru că am fost în vizită la ea, pe o altă la categorie. Ei, la Ciucurova, și am văzut... Nu știu de unde a spus boala asta Alzheimer, pentru că ea... Da. Ce spuneți? Ziceți. Nu știu de unde a scos boala asta Alzheimer, că a zis și fratele ieri. Silvica. Nu, Daniela, deci, mi se pare că a spus ea. Daniela, că Daniela a stat numai în Italia. Ea venea și văzut. Acum a avut altceva, chiar nu știu. Poate exista. Dar de unde ați văzut dumneavoastră? Adică de unde știți că avea Alzheimer doamna Silvia? Pentru că am fost în vizită la ei, la Ciucurova. Deci am fost odată acum 20 și ceva de ani, deci este foarte mult timp de atunci. Așa? Și... am văzut o fază în care acum cred că mama lor a fost bolnavă de atunci. Și eu nu cred, doamnă, că este adevărat, pentru că dacă avea Alzheimer, doamna Silvia nu se mai ducea duminică de duminică la biserică. Că te duci și ajungi până în altă parte, că nu mai judeci, nu? Sau când era sărbătorile legale, se ducea în fiecare sărbătoare la biserică. Deci nu era bolnavă cu capul. Ea știa. Deci era... Cine-i Nela asta? Nu avea Alzheimer. Da. Alzheimer-ul te face să uiți și pentru început, la debut, Alzheimer-ul are momente, subiectul are momente când uită anumite elemente, rămâne cu privirea în gol, nu recunoaște persoane, ulterior își revine. Acum, în funcție de tipul de medicamente pe care doamna le lua și în funcție de actele existente și găsite după moartea dânsei, dumneavoastră veți descoperi dacă această boală este reală, cum s-a confirmat din două părți, sau a fost una cumva indusă. Veți descoperi în câteva zile.
Da. Bun. A fost indus, vă spun eu, pentru că eu am 10.000 de telefonate cu mama mea și mama vorbește normal și știe tot ce are de făcut, ce trebuie să facă, mânca singură și făcea mâncare singură și umbla curată pe stradă, nu era să zici că uita sau ce făcea. S-au mai problema văzut era cazuri. Când o întorceau cu medicamente, da. Atunci mama cu anxiolitice, atunci mama nu judeca. S-au mai văzut cazuri când subiectul în vârstă, da, un vârstnic, a fost practic drogat, îndopat cu medicamente, da. Și a uitat în prezența medicamentelor multe din elementele realității. Da. Nume de persoane, nu recunoștea anumite persoane și sau nu știa ce să mai facă. Da, această posibilitate există. Mi-ar părea foarte rău dacă această posibilitate ar deveni reală pentru toată lumea implicată. Doamna Silvia, când trăia și am discutat cu ea, mi-a zis, zice, Mihai, mi-e frică să mai stau singur în casă, că vine și să mă omoare ăștia pentru casă, că nu le semnez actul de proprietate, că să trec casa pe numele lor. Zice, mă încui în casă și mi-e frică. Elementele care duc la un asemenea tip de comportament, evident că au o structură pecuniară, dar avem de-a face aici cu amenințări și alte acte tipuri de violență împotriva unei persoane fără apărare. Sper că această poveste să fie dezlușită în totalitate. Și ce a mai zis cumnata până să moare, mi-a spus, zice, Mihai, să știi că îmi pare rău și regret că am blestemat-o pe Constantin Ireana, asta din Ciucurova, pentru că i-am zis, zice, să dea Dumnezeu să ți se usuce mâna aia care da cu ea în mine. Ferească Dumnezeu. Blestemele de mamă sau de soră și sunt, zice, foarte, foarte rele. Acum, o întrebare care îmi stă în minte, fără să vă supăr cu absolut nimic, nu încerc acest lucru. Aveți vreun câștig în a lua partea cuiva, chiar dacă dumneavoastră ați spus că nu sunteți, vreun câștig de un anumit tip? V-am spus de la început, sunt neutru, mie nu trebuie neutru. Niciun act de acolo. Perfect. N-am treabă eu cu... Da. Eu am casa mea în București, am casa părintească la Fântâna Doamne Mare. Ajută. N-am probleme. Da. Doamnelor, domnilor, o... Păi căutăm dreptatea, știți? Știți ce înseamnă să cauți dreptatea și să nu ți-o acorde nimeni? Eu am căutat în 10 ani de zile, primii 5 ani, am fost prin justiție, peste tot am fost, am trimis am 1000 de plângeri și nu mi-a apărat nimeni mama. Iar de atunci încerc să fac dreptate și nu vrea nicio justiție să facă dreptate. Iar poliția mă persecută tot pe mine. Noi fiind victime, dreptate. Am fost... Da, disperarea pauză de publicitate, evident. S-ar putea să avem acele imagini despre care vorbeam mai devreme, ușor blurate, blurat, să vedem, blurat, cu bătaia, ca să înțelegem exact ce s-a întâmplat acolo și poate ne explică doamna Constanța și domnul Mihai cum a fost cu celebra bătaie. Și după aceea tragem o concluzie. Ne întoarcem. Atenție, urmează amănunte și imagini cu puternic impact emoțional. Povestiți-mi, vă rog, spuneați că Ileana, sora Constanței, una dintre surori, a ridicat scaunul la dumneavoastră. Cum s-a întâmplat? Păi am mers cu Constanța, că a zis, hai unchiule cu mine să mergem să vedem ce mai e pe acolo, să mă uit și eu pe grădină, dacă a tăiat pom sau mai e ceva vie sau mă rog. Și mi-e frică, zice, să nu mă bată. Bine mă, hai că merg cu tine. Și am mers cu ea. Când am ajuns acolo, Constantin Ileana, ieșiți afară din curte că n-aveți voie să intrați în curtea asta, că tu ce cauți? Că de când s-a despărțit părinții, nu mai e ce caut aici, că nu mai ești rudă cu mine. Da, zic, da, când treceam și maică-ta n-a avut mâncare și bani și luam mâncare și dădeam, atunci aveam voie, acum n-am voie. Și a ridicat ca să intrăm în casă, să intre ea în casă, că avea o cameră unde avea niște lucruri ale Constantin Constanța. Nu i-a dat voie să intre în casă, eu când m-am apropiat de ușă, a ridicat scaunul să dea mine. Ce faci, mă zic? A sunat la poliție, a venit imediat poliția. Dar Constantin Ileana și cu poliția din Ciucurova nu știau că deja actul de vânzare-cumpărare între Constantin Ion și Constantin Constanța era făcut prin notariat, cu toate regulile. Da. Și Constantin Constanța le-a zis, eu vă dau afară, n-aveți ce căuta, că aici e terenul meu, e curtea mea. Și soră sa, Ileana, cum e curtea ta, că tu n-ai ce căuta aici? Și act doveditor. Da, poftiți, ăsta e actul doveditor. Și le-a închis gura, da. Da. Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă, repet, imagini cu puternic impact emoțional. Foarte. Atenție, urmează secvența trimisă de Ileana în legătură cu conflictul cu doamna Constanța. O să o explicăm și tragem o concluzie. Hai să-i vedem. Scrie clar în nouă. Du-te, că alea te-au ajutat să o omori pe mama. Îi dădea de băut și nu făceați nimic, ca o îmbrânceai pe 97, 97-98, scrie clar în actele alea că mama a câștigat
și casă și teren aferent de 3.382 de metri, pentru că s-a săpat dereaua și s-a măsurat. Da, sunt actele puse la dosar, de aia a zis, când se termină procesul, atunci s-a cerut din instanță la Mocanu, că aia a întocmit acte. Astea toți nuci, astea toți. Lasă nuci, dar nu te doare cap, dar ai plantat tu, ai plantat tu. Da, stai că și pentru înjurile astea ți-o iei. Ești o ești tu. Ai înțeles? Eu am adresa aici, aici locuiesc. Și eu am adresa aici, uite. Da, foarte bine, descalță-te, descalță-te. Nu vreau. Descalță-te că eu am spălat aici. Nu vreau. Descalță-te că eu am spălat aici. Eu când am spălat, ați murdărit tot, da? Da? Ce? Ioana mi-a dat în spune. Ei, ce vină. Ei, Ioana, mă, Ioana, sună poliția! Deci înțeleg că dumneavoastră țipați după ajutor, Constanța. Păi eu am strigat la tata, ajută-mă! Da, eu am strigat. Eu v-am văzut pe dumneavoastră dând, pe doamna Ileana n-am văzut-o lovind. Că n-am văzut-o dacă n-am văzut. Ați văzut că am ridicat exact cum v-am declarat, eu aveam un spray în mână. Aha. Aveam un spray cu pe telefon și când am vrut să dau cu spray-ul, ea mi-a dat peste mână. Înțelegeți? A căzut spray-ul, ea l-a luat și m-a dat cu spray și m-a bătut. Dar așa dumneavoastră de ce voia să-i dați cu spray? Păi pentru că nu mă lăsa să intru acolo și știam că tot timpul m-au bătut și mai ales că venea și cum ăla... Și ați dat preventiv așa. În baza violențelor vechi pe care doamna le-a recepționat, se vede clar că este o persoană traumatizată de aceste tipuri de violențe, a încercat să se apere, dar nu cu această formă de durită, sub nicio formă. Deja avea ochelar la ochi, era deja protejată femeia, deci nu i-a venit niciun spray în ochi. Eu nu i-am dat cu spray-ul. Îmi pare foarte rău pentru tipul de violență care s-a prezentat astăzi, dar oamenii trebuie să înțeleagă că uneori, în cadrul familiilor, ce par cumva liniștite, aceste elemente se întâmplă. Se numește așa, boala pământului, de da. Frica de a pierde. Da. Pot, auziți? Vă rog. Mihai, mai aveți 30 secunde. Da. Când ai plecat tanța în Italia, i-ai lăsat surorii tale în Ciucurova 200 de euro să ia mâncare lui maică ta de Paște, da? Și ai făcut o reîntoarcere în țară neanunțată și cum ai găsit-o pe maică ta? Fără mâncare, fără bani, fără nimica. Este? Când ai întrebat-o pe Constantin Ileana, când ai întrebat-o pe Constantin Ileana unde sunt bani, a zis că am plătit cu el și nu știu ce. Da. Dar ea i-a fumat. Doamnelor și domnilor, cum spuneam și Giugi, mafia, poveste fără sfârșit. Poate ne mai auziți și mâine. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc Radu. Cu drag și cu respect. Încercăm să supraviețuim. Francis